că vin din lupta necruțătoare împotriva evaziunii fiscale. E și evaziune fiscală care trebuie curmată indiferent de cine o face. Dar în același timp era suspiciunea că o bacterie punea în... Știu că ministrul justiției, domnul Cătălin Predoiu, a fost la Haga cu puțin timp înainte de, să spunem, de anunțul Olandei și vreau să vă întreb dacă ar fi fost necesară prezența la Haga, să spunem, și altor miniștri, cum ați fi dumneavoastră și domnul Traian Igaș, adică o delegație întrei, în așa fel încât să prezentați convingător realizările. Să știți că m-am consultat cu și pe agenda și pe calendarul acestei vizite cu colegul meu, domnul ministru Predoiu, și am convenit că a ne duce cu o delegație de mână atrage atenția ca și cum ar fi o, nu știu, am avea musca pe căciulă și ne-am duce acolo ca la tablă adică era un format de tip iarăși preaderare, desant cu mai mulți miniștri. Eu am vorbit în ce mă privește cu Uri Rosenthal, omologul meu olandez, de nenumărate ori. Dânsul mi-a explicat că colegul lui de la interne are o problemă în guvern și în parlament. Regretăm că poate au fost puțin prea rigizi, pentru că atunci când ministrul olandez de interne s-a prezentat în parlament pentru a cere un mandat, apropo de Consiliu Jai, a venit cu un fel de răspuns gata făcut. Era pe o atitudine negativă. Adică nu a consultat îndeajuns grupurile și n-a explicat niște nuanțe. Vizita domnului Predoiu era cerută și necesară pentru că neîncrederea care a dus la decizia blocării se referea în special la insuficiența unor rezultate în lupta contra corupției și a crimei organizate. Și de aceea știu, am avut feedback și eu după vizita domnului Predoiu, el le-a prezentat și noile coduri și toate măsurile și ce face CSM, în fine, toate rotițele sistemului judiciar, având un dialog bun inclusiv cu parlamentarii. Eu înțeleg poziția oficială a statului român, dar am vorbit cu doamna Macovei. Și doamna Macovei, într-un fel, Ioana, dacă nu spun bine să mă corectez, spunea: ne-o cam merităm, pentru că am avut niște angajamente când am intrat în Uniunea Europeană legată de lupta împotriva corupției și nu ni le-am respectat. Și vă dau și exemplu care o amăra pe doamna Macovei. De luni întregi, înțeleg, se chinuie să treacă prin biroul permanent al PD-ului noul cod etic. Și nu reușește. Noul cod etic de departe cel mai complet și drastic cod etic asumat de vreunul dintre partidele românești, va trece probabil foarte curând, poate chiar în BPN-ul de săptămâna viitoare. A fost ca mutatis mutandis pe masa guvernului în primă lectură și în BPN s-a circulat un draft, o schiță, sau probabil s-au integrat ulterior niște nuanțări venite de la diversi colegi. Dar nu există voința de a nu asuma acest cod. Dar există voința de a asuma acest cod? Că totuși e o diferență. Eu o văd. Adică nu cred că va avea probleme. Decizia de a asuma înseamnă un vot. Ori înțeleg că până acum votul acesta a fost amânat. Și de asta vă întreb dacă există voința de a-l asuma. Sunt convins că există, începând cu președintele partidului. Și mai am o întrebare. O masă critică de oameni care, chiar dacă s-ar poate că ca în orice structură democratică nu o să avem unanimitate. Dar eu cred că partidul înțelege că acest semnal trebuie dat și că totodată trebuie să-și aplice SIE și în propriile organizații un cod de conduită cât mai Credeți strict. Că există voința de a-l aplica? Pentru că văd că în alte cazuri, și vă dau un singur exemplu, zilele trecute Agenția Națională de Integritate a ieșit cu o listă de parlamentari care și-au angajat rude, soții, mame, copii în cabinetele parlamentare. Pe această listă se află și un parlamentar al Partidului Democrat Liberal, iar Partidul Democrat Liberal nu a avut nicio poziție față de această chestiune de integritate. Nimeni n-a avut nicio reacție. Da. A fost un consens general.
Adică nu e suficient să ai un sau să ai un cod. Nu mi-am propus etic să păstrez tăcerea. Pur și simplu, fiind în programul meu, ieri m-am întors din vizita pe care am făcut-o în Croația, n-am urmărit chestiunea, dar evident, e indecentă. Nu poți să nu vezi aici conflictul de interese și afectarea dreptului la egalitate de șanse. Eu sper ca lucrurile astea să se corecteze și ca și prin autosesizare. Adică e o chestie de bun simț, nu. Adică cel implicinat, păi, nu știu, dar sub au scris momentul Solani și le-au spus că e o amenință cu plângeri penale pe inspectorii judiciari. Nu știu la cine vă referiți, dar domnul Petre la Cotăș de la UDMR, dacă nu mă înșel eu, și unul alt coleg au scris către inspectorii judiciari o scrisoare oficială în care au zis ori dați următoarea soluție, ori riscați să vă o plângere penală pentru abuz în serviciu. Bun, n-o să devenim scandinavi în următoarele 3 luni. Avem o mentalitate în care finul, nașul, recomandările, ca în toate societățile de matrice culturală latină, există acest networking care de multe ori e simpatic, alte ori însă pune probleme de fond, apropo de principiu și de dreptul fiecăruia de a nu profita de. Însă trebuie să recunoaștem că în viața, eu de exemplu nu am frați, surori, n-am astfel de pentru că chiar asta este situația mea personală, dar și nu spun că dacă aș avea, i-aș angaja la mine în cabinetul de parlamentari. Însă avem această mentalitate. Ne recomandăm unii pe alții, trebuie să căpătăm încredere în momentul în care ne cunoaștem sau suntem, mizăm pe ce ne spun alții despre terți pe care îi întâlnim prima dată. Dar ați avut un scandal legat de nepotism în Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba de o domnișoară, dacă nu mă înșel, propusă pentru o funcție la institutul, sau trebuia să susțină un concurs la institut diplomatic și era fata directorului loteriei numit de Partidul Democrat Liberal. Da, e adevărat, dar acolo nu s-a produs niciun. Deci nu era o numire făcută într-o structură cu 3 oameni. Persoana respectivă avea cel mai înalt nivel de studii dintre cei cu care urma să lucreze. Legal totul a fost respectat. Acum, nici n-aș vrea să spun că dacă, de pildă, tatăl unei persoane este numit de un partid politic, înseamnă că dacă are un copil cu toate studiile de bună calitate făcute inclusiv la Babeș-Bolyai și mi se pare că și un 2 doctorate începute, cel puțin, trebuie penalizat în sensul că nu poate fi numit nicăieri în nicio instituție publică. Adică nu știu dacă trebuie să fim Pe de altă parte, atunci când există astfel de suspiciuni, cred că dar n-a avut nicio legătură. Ar trebui să fie mai directă, serioase, să spunem, în evaluarea. Nu, acolo au fost totuși niște, în fine, nu mă pasionează subiectul, dar au fost niște răstălmăciri, pentru că și atunci când suntem principiali politizăm totul și trebuie să admitem că e multă ipocrizie și în dezbaterea publică despre cum ne comportăm de etic unii cu alții și cât suntem de corecți. Aș vrea să vă mai pun o întrebare legată de Schengen. Opoziția v-a cerut demisia. Ați încercat să lămuriți aici puțin cum se împart responsabilitățile în această situație.